Bună dimineața, dragii mei! Este dimineață, ne-am trezit și Miri încă doarme. Noi am băut numai cafeaua și eu trebuie să mănânc să iau medicamentele. Și ne-am pus Bună dimineața! ca seară ne-am pus să mâncăm și uitați ce mâncăm. Aseară ne-am culcat cu gândul la clisă și cu gândul la pită cu un soare. Și să știți că ne-a fost tare, tare poftă. Aseară n-am mai mâncat, era târziu. Dar acum dimineața abia am așteptat să ne sculăm. Vă spun sincer. Să mâncăm pită cu un soare și cu clisă și ce avem noi pe acasă, bineînțeles. Și vreau să vă arăt și vouă. Miriam, cum v-am spus, doarme. Maria nu vrea să mănânce așa ceva, așa că o să mănânc eu cu Mihai. Și vreau să vă arăt ce o să mâncăm acum dimineața. Eu am scos aici pe masă ce am avut eu în frigider și să vă arăt și vouă. În primul rând, vă arăt vouă ce am eu aici. Uitați, aici am untură de casă, de la Casa Muscă. Deci asta e o firmă particulare din Curtici care se ocupă cu așa ceva, cu preparată din carne tradițională. Deci acum îi fac și reclamă la Muscă. Gratuită. Gratuit, să-mi dea ceva. Și vreau să spun că vreau să bag aici, vedeți, uitați așa, că am pregătit bolul. Eu am vrut să vă arăt numai ambalajul, ca să știți cum arată, dacă vă interesează. Deci e untură de casă. V-am arătat, nu? Așa arată, așa scrie pe ea. Vedeți? Are aici steagul românesc. E untură, deci originală de casă. În fine, v-am arătat untura, am pus în boluț, că o să mâncăm de acolo. Și mai departe, eu am aici, uitați, așa vă arăt, că se vede mai bine. Din frigider mai am bucățica asta, că mai am un os care le-am pus la moiat. Asta e șuncă de casă, de șuncă, șuncă de casă. Și vreau să vă mai arăt ceva. Asta e clisă de casă. Slănină, cine Da, știe? clisă, slănină, cum se mai zice? Slană, slană, Să zic ce multe feluri. Așa arată, am lăsat și asta pe ea, că noi de aici, bucata asta am avut și de aici noi am mai mâncat, dar nu astăzi, altă dată. Și am lăsat. Și aici eu deja am vrut tai, dar Maria m-a zis să vi-l prezint prima dată. Uitați, avem o ceapă micuță. Eu am vrut eu mai mică, am și mai mare, dar am vrut mică. Avem o ceapă, că o să mâncăm cu ceapă. Avem roșii de casă, astea sunt roșii din grădină. Aici am un castraveț și uitați, avem un măr. Că vrem să mâncăm clisă cu măr. Deci, să știți că aseară noi am vorbit și bineînțeles avem sare, sare și boia. O să pun și boia pe, am pregătit aici pita cu un soare și o să punem pe ea un pic de boia. Și aici mai avem gem de casă făcut de făcută noi. de noi, da? Am pus-o eu în bol, că de acolo mai mânca Miri și am zis că dacă cine vrea după untura asta să mânce ceva dulce, e acolo. Și vreau să vă arăt acum iar o reclamă la pită, deci o pită de uitați, asta e pita, asta e foarte bună, e pită cu cartofi, nu cumpărăm foarte des, foarte rar, o luat-o Maria de la Lider, dar e foarte bună, e apropiat de pită de casă. Vreau să vă salut și eu și vreau să menționez ceva. Nu facem reclamă la un stil de viață sănătos. Pur și simplu arătăm un mic dejun tradițional românesc, cum mâncau bunicii, străbunicii noștri. De aceea nu vrem critici în legătură cu cât de sănătos e sau nu e. Și multe Vă mulțumim! proteine, dar nu Fiindcă mâncăm mult, gustăm numai. exact, de poftă, nu mâncăm așa în fiecare zi. Da, fiindcă aseară era vorba de clisă și de pită cu un soare și noi ne-am culcat cu gândul acolo, dimineață vrem să gustăm. Plus că sunt românii noștri Care plecați spre plecați. tutindeni, cărora le e dor de așa Uitați ceva. ce fain arată, vedeți? Uitați. O să tai la Mihai.
prima dată, că el e bărbatul, pe el trebuie servit primul. E, nu e o tradiție, dar asta un respect. Dăm varfuria, te rog, și o să punem așa clisăție. O să stai și șuncă, asta are și șoric, nu știu dacă poți să mânci tu, foarte tare, să știți, avem noroc că taie. Da, îți o tai și subțire, atât, nu stai foarte mult și îți mai tai odată, așa. Nu știu dacă poți să mânci, uitați ce fain arată, uitați. Păi mânci cât poți, Mihai. Uitați. Eu vreau să facă farfuria frumoasă, tot. Normal. Și aici avem castraveți. Stai să-ți pun și castraveți. Și ceapă. Uitați ceapa. Deci foarte puțin să-mi pui, că nu mănânc atât, dar nu mai rămâne. Nu-i bai. La farfuria mănânci. Și măr, dacă vrei. Vrei măr sau nu vrei? Nu mai vreau măr. Nu mai vrei. Deci e foarte bună și cu măr, pâinea cu măr, dar acum dacă am roșii... Oprește. Aradege, asta mănânc. Puțină slănină, șuncă... Ceva roșii, castraveți, puțină ceapă și pâine, dar pâinea nu o să mănânc toată, jumătate felie ajunge. Deci eu nu mănânc, mai mănânc el ține la soare, siluetă. Pâine cu un soare, acum cu untură, cu boia, o să mănânc altă dată, nici cu gem. Deci noi vă arătăm că se poate mânca. Și acum vreau să pun aici un pic de... Am făcut o opită cu untură și acum punem boia, că așa mâncam noi când eram copil. Eu vreau numai să gust, știu că nu am voie, dar gust. Vreau să mâncăm. Astăzi așa. E o excepție de la regulă, da. Mâncare tradițională. Exact. Și eu mai vreau să gust, uitați, tăiem așa măr. Mărul e spălat, dar n-o curăț de cojă. O să tai niște felii așa, de măr. Ce măr fain grisat, așa fain, are un miros super, super. Și acum, bineînțeles, le punem pe farfurie, ce am tocat eu aici, că eu le-am tocat o grămadă. O să mâncăm, că mie mi-e foame, că eu m-am culcat cu gândul, să țineți minte, cu gândul la pită cu un soare. Și acum, bineînțeles, o să le pun aici. Dar explică ce ai pe farfurie, deci, că lumea păi nu acum vede. Acum le pun, uitați, am roșii, castraveți, ardei, ceapă, măr și acum clisă și șuncă. Așa. Dar cum se mănâncă pâinea asta cu un soare și boia? Cu ce merge cel mai bine? Păi noi mâncam gol sau cu ceapă, nu mâncam cu altceva. Deci așa mâncam pită simplă cu un soare și cu boia. Acum tăiem puțină ceapă. Da, vreau să pun aici, uitați așa că noi așa o mâncam. Ceapa i-am luat o mică, aveam și mai mare, dar am luat-o foarte mică. Dar noi tăiam când eram copil sau meream în grădină și luam o ceapă verde și așa mâncam. Uitați așa arată. Să vă fac un pic de poftă, dragii mei, că mie m-a fost poftă aseară și acum dimineața aia mânc. Deci mânca asta mă ajunge, că e foarte, foarte bună. Ca să punem și un pic de sare. Ajunge. Să ne scrieți în coment dacă vă place să mâncați pâine cu un soare, cu boia, ceapă și sare. Foarte bună. Pitai moale. Tati, ție-ți place ce mănânci acolo? Mie îmi place foarte mult slănina cu roșie. Și? Castraveți. Castraveți. Pare rău că nu am brânză. A, exact, ne lipsește brânza asta, nu avem încă acasă, dar... Deci asta e o fel. Veniți cu noi la masă.
Vă dorim și cu dumneavoastră poftă bună. Niște delicatețuri tradiționale românești. Da, chiar am zis că, na, dacă Miri încă mai doarme, dar Miri când se trezește, Miri mâncă cereale cu lapte, că Miri, bineînțeles, nu mâncă așa ceva. Maria a zis că e prea devreme să mânce. Noi mâncăm, v-am spus din ce cauză și plus că ne-a fost și poftă și v-am arătat și vouă. Sper să vă placă, să vă face și voi, că chiar e bună, vă amintește de copilărie. Că așa se mânca mai de mult și era mai sănătos. Și știți, o să spuneți, mulți o să-mi spuneți că tu n-ai voie să mânci, că tu... Da, dacă gustați un pic, nu se întâmplă nimic. Mâncăm că nu mâncăm zilnic multe așa. Multe lucruri mai grave, mai... Cumpărate din comerț, care sunt mult mai periculoase exact. Pentru sănătatea noastră. Exact. Pita cu untură e sănătate curată, credeți-mă, nu-mi face niciun rău dacă mânc o feliuță de poftă deloc. Așa că încercați și voi de poftă, puteți liniștit să mâncați chiar dacă țineți regim, chiar dacă n-aveți voie, că nu se întâmplă puțin, nimic. Cantitatea contează. Da, e permis. Deci normal că cine mânca mai consistent așa ceva, mergea la sapă, la câmp și aveau nevoie, pentru că le ținea de foame și, cum am zis, conținea multe proteine. Și era și sănătoasă. Lucrând la coasă, la sapă, pe câmp, oamenii aveau nevoie de energie. Așa, acum noi mâncăm așa, de, poftă și foarte rar. Așa că puteți încerca și voi de poftă câteodată, nu strică. Dragii mei, am adus aminte, meream cu bunica mea la sapă, că ei când eram noi copii aveau porție la colectiv, bunica mea avea. Și știți ce duceam noi, că ziceam Mihai că merea de acolo, am amintit, meream la sapă la sfeclă roșie și scoteam și stăteam acolo pe căldură, meream de dimineață și stăteam până la 2-3 când era căldura aia mare și atunci vineam acasă. Ducea bunica mea, exact cum zice Mihai, o bucată de clisă, pită, ne punea acolo în plasă și, cum zic eu, o ceapă dacă n-aveam altceva, că atunci nu era ca acum, eu știu, minuni. Îmi puneam o ceapă, dacă aveam în grădină un castraveț, o puneam, dacă nu, nu mai puneam. Și când țineam acolo, că o puneam în plasă, jos, undeva la umbră o punea bunica mea. Și se topea clisa aia. Deci nu era așa cum e asta, așa faină, din frigider. Gândiți-vă că la soare, la căldură, începea să se topească. Curgea așa, parcă... Acum nu curgeam, dar așa să moia. Și așa o mâncam, să știți, și era bună, chiar ne plăcea. Asta, gândiți-vă, din frigidere e mai faină. Dar bine, atunci avea alt gust, nu ca acum. Că era de la noi, de la porc, făcut de taică-miu, așa de faină, o punea la fum și ținea agățată în cămară. Parcă acum mă aduc aminte, când intram acolo, noi n-ajungeam... să luăm de sus și atunci duceam scăunuț, că aveam un scăunuț de lemn, duceam scăunuț și ne urcam pe scăunuț și să luăm de acolo de sus. De multe ori nu luam sau tăiam, rupeam, trăgeam de sfoară să pice jos. De asta când meream noi, bineînțeles că ei nu știa că noi intrăm în cămară și luăm, dar nu ne spunea nimic. Numai noi intram și luam când era foame. Da, era altă vreme, nu mâncam ca acum la oră fixă, la masă. Atunci ei erau la lucru, aveau ocupații, da, era o altă viață. Dar să știți că era mai bine atunci ca acum, cu mult mai bine. Tata a terminat. După cum vedeți, eu mi-am terminat porția. Stați să termine și de mâncat din gură. Mami încă mai are. Eu vreau să încerc acum, uitați, măcar o gură de poftă, nu mult, o gură numai. Uitați, stai o feliuță de clisă, așa, subțire. Și ăsta de măr. Atât.
Mâncați și voi clisă cu măr? Scrieți-ne în comentarii, vă rugăm. Care e combinația voastră preferată? Eu numai să gust măcar. Uitați cum, așa ne, stați să am adus aminte de ceva. Nu știu dacă voi făceați așa. Le rupea bunica mea așa fita măruntă, punea pe ea un pic de clisă și punea pe ea ceapă roșie, ce avea. Și zicea cine e la copii care nu vrea să mânce, uite ăștia soldații și hai, bagă în gură și mânca. Așa ne pregăteam, dar stătea pan și noi mâncam, de nu făcea față să ne facă să mâncăm. Acum am adus aminte, vedeți că dacă stăm așa și vorbim, aduc multe, multe lucruri care, na, era ceva ani de atunci, 40 de ani. Priviți ce delicatență. Da. Uitați, clisă cu pâine și pâine cu măr. Și cu măr. Da, e foarte bun. Abia aștept să gust. Tati, tu nu gust pâine cu clisă cu măr. Nu mai întrebe acum, deși în cantități rezonabile, e foarte bună și sănătoasă, după părerea mea. V-am zis, oamenii care muncesc din greu, care recomandă să mănânce așa ceva și care fac sport, mă gândesc. Foarte bun, încercat. Deci să vă pleacă. Deci acum, am... așa ceva, cred că mai mâncăm poate peste o lună. Exact, să nu credeți că în fiecare zi mâncăm. Dar nu vă mai scuzați atât, dacă lumea o înțeles și cine nu o înțeles să fie sănătos. Simplu. Asta e mâncarea tradițională și am avut poftă și ne-am făcut pofta și sper să vă placă și vouă. Uitați, eu îmi fac puțin cu gem. Vedeți? Așa. Feliuța asta. Ce feliuță ți-ai găsit atât? Da, atât. Și ăsta e gem de casă. Ce gem e aici, mami? De pepene cu căpșune amestecat. Combinația la Margaret. Mirile amestecat. A, la Miri atunci. Foarte bună făcut, Miriam. Cel mai bun deci gem. De pepene cu gem de căpșune așa de casă. Așa au vrut Miri să amestece și le-au amestecat. Și am pus-o în boluție, o mâncat și am pus-o în frigider. Și acum am scos-o, dar e foarte bună, e făcut de mine. Și de pepene și de căpșuni. Și de aia așa arată că e combinație. No, eu n-o să mai mânc asta. Am gustat-o, a fost foarte, foarte bun. Mihai, nu mai vrei roșii sau măr? Nu. Foarte bun. Maria, mânci și tu? Nu, acum nu. Da, de ce? Că e foarte bună. Chiar poți să mânci liniștit. Eu nu prea mănânc dimineața, mănânc da, foarte târziu. Eu musai să mânc. Și acum, dragii mei, noi am mâncat acum ce ați văzut un pic, am gustat. Eu o să beau medicament și mă pun și vă fac fasole, dragii mei. Așa că v-am arătat, fiindcă aseară vorbeam și v-am arătat ce am mâncat noi, așa de poftă, să mâncați și voi, să cumpărați că noi. Eu nu știu dacă, na, poate că în străinătate nu se găsește untură de casă, dar știți ce puteți să faceți ca să faceți untură, că eu totdeauna așa fac untură. Eu nu prea cumpăr gata făcut, eu îmi fac eu. Mihai îmi cumpără clisă de topit, că aia găsiți la magazin, dar cea mai bună parte aia gușă, că aia e și cu carne sau asta de la burtă. Și îmi cumpără proaspăt de la măcelărie și eu acasă v-am mai arătat că am pe canal rețetă cu jumăr, dacă ați văzut. Și atunci le tai felii mai mari, le pun la prăjit și le topesc, străcor, untura pun la răcit separat și jumările pun separat. Le pun un pic de sare și atunci mai mâncăm și un pic de jumăr când îi poftăm. Fac de multe ori și foarte gustos, foarte bun, încercați și voi. Și în felul ăsta aveți untură de casă. Deci v-am spus cum puteți să faceți, că eu așa fac. Aveți și jumăr și untură. Exact, dintr-o lovitură după o iepuri. Dintr-un glonț. Da, așa e, să știți că e așa e. Deci v-am spus și rețeta de jumăr. V-am arătat. Spunea cineva, zicea, mă, eram copil, cum poți să împuști un iepure
dintr-un gloț în laba piciorului drept și în urechea dreaptă. Păi cum să o să-l împuște un iepure, să treacă prin laba piciorului drept și nu știam, sau... Și zice, mă, aștept până să scarpă-nă iepurile cu laba la ureche. Și atunci ea trece prin labă. A, ce ai de mult de așteptat până atunci. Da. Mami, ar trebui să ne faci și eu o farfurie de prezentare. Da? Doar să tai pentru prezentare ca să fac un short, știi? La final, dacă vrei. Da. O să facă mama și o farfurie de prezentare, cu măr, cu ceapă, cu tot ce trebuie, cu șuncă. Dragii mei, deci o să fac la Maria, cum o zis, să facă ăsta. Da, să știți că ați văzut că am mâncat puțin, dar eu m-am săturat dintr-o feliuță mică de pită, mă ajunge, până să gata fasolea. Când să gata fasolea, o să mâncăm fasole cu ceapă. Deci astăzi o să consumăm foarte mult ceapă, să știți. Și vă invităm să ne urmăriți și rețeta de fasole, pe care urmează să o postăm. Da. Până spre seară, cu siguranță, o postăm. Și vă mulțumim din suflet că ne-ați fost alături. Sperăm că v-am făcut poftă, că asta a fost ideea. Ne cerem scuze dacă există persoane gravide. Și mai ales am făcut video ăsta cu gândul la românii plecați în străinătate, că și eu știu cum e. Când ești departe de casă, ți-e dor de absolut tot ce-i tradițional, tot ce-i românesc. Așa că cu gândul la voi în special, dar nu numai, la toți românii de pretutindeni, la toți oamenii, indiferent de naționalitate, care ne urmăresc. Așa că pentru voi este acest video cu dedicație și sperăm că v-a plăcut. Ne cerem scuze față de cei care nu pot din anumite motive să mănânce așa ceva, fiind bolnavi sau care țin dietă sau... Asta e. Dar credeți-mă, dragii mei, deci nici eu n-am voie, și eu sunt bolnav și n-am voie să mănânc, dar dacă chiar ți poftă un pic, puteți gusta, că nu se întâmplă nimic. Chiar nimic nu se întâmplă. Ați văzut, n-am mâncat mult, că important m-am abținut, da, că mai cantitatea. Puteam să mânc. Da, normal că mai puteam să mânc, să mă satur, dar nu. Deci am mâncat un pic de poftă, să nu-mi fie poftă și atâta-i tot. Deci asta nu înseamnă că, vai, tu ai diabet și ce ai mâncat. Nu, de poftă poți un pic gusta, oricine poate, numai, bineînțeles, să vrei. Dar nu se întâmplă nimic. Da. Așa că, dragii mei... V-am arătat dimineața, v-am luat cu noi la masă. Miriam încă nu s-a trezit. Noi acum ne apucăm de fasole. Și noi acum vă lăsăm, vă spunem poftă bună la toată lumea. Vă iubim, vă îmbrățișăm și vă rog frumos să mă urmăriți în continuare. Dragii mei, că avem nevoie de voi. Știți că ne vă iubim, vă respectăm, să fiți alături. O să mai intrăm cu voi într-o zi live, nu știu când. O să anunțăm pe canal. O să pună Maria anunțul și ne bucurăm foarte mult că Sara a stat cu noi. Am fost, și vă mulțumim din suflet. Am fost foarte bucuroasă că am discutat. Deci a trecut timpul fără să... Deci, dragii mei, vreau să vă arăt platoul nostru. Asta e de pentru prezentare, bineînțeles că noi ați văzut că am gustat. Am făcut așa numai ca să vă arătăm. Asta ce ne-a rămas, deci ne-a rămas mai mult decât ce am mâncat, noi nu m-am gustat. Așa că vă arătăm și vouă. Cum vă spuneam, poftă bună vă dorim la toată lumea, să fiți sănătoși. Și vă spunem la revedere! La revedere! Vă dorim o zi bună! Dumnezeu să fie lângă voi! La revedere, dragii mei, și poftă bună!